Rezultatele la alegerile locale au fost contestate la biroul electoral județean. Prima contestație a fost semnată de primarul în funcție de la Turcinești. Un singur vot l-a făcut pe primarul PSD, Vasile Gogălnicianu, să piardă în fața liberalului Dumitru Modrea. După 4 ore de renumărare a voturilor, Gogălnicianu a pierdut la mustață. Au fost depuse, cred că vreo 10-12 contestații. Cu privire la diferite chestiuni care s-au întâmplat în secțiile de votare la Târgu Jiu, în alte comune, am transmis aceste contestații la birourile de circumscripție, ei le analizează și văd dacă se impune renumărarea voturilor. La Turcinești a fost o contestație, a fost prima contestație, care a venit la ora 3-4 azi dimineață. Am analizat-o, am constatat că era diferență, cum se spunea, de un vot între doi candidați. Am chemat președintele de circumscripție, locțitorul, cu toți membrii de acolo, și am procedat la renumărarea voturilor aici, așa cum am făcut-o și acum 8 ani cu alte, cu Comuna Arcand, de exemplu. Acum am procedat, am numărat 1800 de voturi la primar și am constatat că, după 4 ore de numărare, am constatat că ei au făcut bine la circumscripție, au numărat corect. Președintele Biroului Electoral Județean Gorj a spus că atât partidele cât și candidații invocă diferite motive. Ei invocă diferite motive. La prima vedere așa se pare că nu sunt întemeiate, pentru că spun doar pe scurt câteva chestiuni care nu implică, nu sunt detalii din care se rezultă exact în ce a constat, care sunt suspiciunile, și atunci nu știu care sunt motivele de ce le fac partidele sau candidații independenți, dar este o cerere, ei trebuie să o analizeze, ne aduc și nouă la cunoștință și procedăm în consecință. La Turcinești, candidatul PNL a câștigat primăria comunei cu 434 de voturi, iar Gogălnicianu a pierdut la o diferență de doar un vot.